Astăzi, băi și fete, mă voi juca Minecraft, dar el este sclavul meu 24 de ore. Da, ți-a auzit foarte bine, sclavul meu. Și în caz că nu știți cine e ăsta, ei bine, ăsta este Crafty, mă nene. Dar ca să fie sclavul meu pentru 24 de ore, ei bine, trebuie să-i dau această brățară a prieteniei. Așa că poftim brățara, mă nenică. Ok. Și acum am zis că o să fim cei mai buni prieteni de Minecraft. Hai că, prieten, dacă eu o să-l pun pe ăsta să facă toată treaba. Îmi pare rău, Crafty, dar tu ți-ai ales meseria, mă nebunule. Și faza tare e că, uitați-vă și voi, ăsta practic vine după mine, vine continuu după mine și putem să-i dăm o grămadă de task-uri să facă. Ca de exemplu, putem să-l punem chiar să sape frumos niște dirt. Ia uite-l ia cum a luat lopata și uite cum îi dă. Mamă, dar uite cât de ciudat sparge, frate, blocul de dirt. Uite-te la el, bă, ce-i mă cu schema asta? Uite și tu cum... Cum bă să folosești lopata în halul ăsta? Da, băi și fete, și după cum vedeți el acum, îi apar tot felul de blocuri random pe care ai putea să le spargi cu o lopată. Vedeți, îi apare dirt. Uite, uite, acum are și gravelul, vedeți? Și baza tare e că ăsta și vorbește cu noi. Ok, dar acum hai să-l oprim, hai să-l oprim din treabă, gata, nu mai face nicio treabă. Și putem să-i zicem să ne dea nouă chestiile pe care el le-a săpat. Uitați și voi, apăsăm pe give aici și bam, am primit tot ce a săpat el. Adică 9 blocuri de dirt și un gravel. Și faza tare e că putem să-l punem să facă mai multe task-uri de genul. Cum ar fi putem să-l punem chiar și să mineze. Hai după mine, hai după mine, băi, Crafty. Ok, fiți atent, aici pentru că este o grămadă de stone, putem să-l punem să mineze. Vedeți, are aici opțiunea de mine. Și dacă dăm acolo, ia uite-l ia, cum minează emeraldele, ești de bun. Și uite, uite, a picat emeraldul. Ia, uite că minează și iron acum. Și practic ăsta cât timp minează, vedeți că apar blocuri random. Cât timp minează eu pot să mă duc frumos să-mi fac orice treabă vreau. Și pot să-l las pe fraierul ăsta, pe Crafty, să mineze. Adică pare că îi place destul de mult, nu? Doamne, frate, dar cum să minezi în halul ăsta? Uite și tu cum se mișcă. Bă, ce are, bă, ăsta? Cum să te miști în halul ăsta că minezi? Crafty, tu poți să rămâi acolo la minat. O să mă întorc imediat după tine. Ok, și în fața noastră se află un village, băi, și fete aparent și putem să-l lăsăm pe Băc, nu pot să cred să stau cu ăsta în timp ce minează. Ia să vedem ce am minat până acum. Hai, dă-ne tot ce ai minat. Ok, am minat ceva iron, ceva cupru, ceva gold. Da, nu am minat chiar cine știe ce. Bă, da, sincer să fiu, aș avea nevoie de niște lemn, așa că hai să-l punem pe ăsta să taie niște copaci. Fiți antenă dacă nu se apucă ăsta de tăiat copacii. Într-adevăr, nu e niciun copac pe lângă mine, dar faza tare e că lui ăsta îi apar efectiv blocuri de lemn exact în fața lui, vedeți? Și așa putem să-l punem, avem ferma automată de copaci. Uite-l bă cum sparge, ești de bun. Uite-l cum sparge cu toporul ăsta. Ce ai făcut, mă nenică? Ok, hai să mergem de aici, hai să mergem de aici. Crafty cred că o să vină și el după noi. Da, 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 uite-l în spate. Mamă, s-a teleportat nebunul. Hai, dăm și lemnul, bun. Și acum putem să ne facem frumos un crafting table. Iar acum, hai să ne facem și noi o sabie de stone, ca să mergem să-i dăm în cap la urât. Da, hai să vedem unde-i urâtul. A, uite-l aici, mamă, e și portal în village-ul ăsta. Hai să-i dăm una în cap așa frumos. Și acum ne cocoțăm, bam, bam. Și acum hai să-l batem pe urât. Crafty, nu vrei să mă ajuți? Da, nu prea pare că vrea să mă ajute. Ideea e că Crafty o să atace mobii, dar o să atace doar mobii agresivi, nu Iron Golem-ul. Adică dacă e să mă atace un zombie, Crafty o să mă ajute, nu-i așa, băi? Hai acum să ne ocupăm de Iron Golem. Bun, și ne-a dat 4 Iron. Și faza tare e că Crafty poate să ne dea și niște misiuni. Iar noi dacă îi aducem exact ce zice aici. Ok, 2 clopote. Păi stai așa un pic, avem unul aici. Mamă, mai trebuie să mai găsim un village. Ia stai mă așa, nenică, să fac eu pickaxe-ul de Iron. Bam. Și să luăm clopotul ăsta. Ideea e că dacă o să-i dăm astea 2 clopote, el o să ne dea niște iteme super OP. Ok, dar până găsim noi alt village, hai să-l punem pe ăsta să dea acolo la lemne. Dă-i la lemne, fă-te lemnar. Bun, iar eu o să inspectez village-ul ăsta până dă-i la lemne. Luăm frumos și noi niște mâncărică. Dacă tot, Crafty nu cred că are nevoie de mâncare. El își face treaba, uite-te și tu dă la lemne acolo. Uite-te și tu cum mi se spawnează lemnul în față, frate. Iar scopul meu pentru acest video, băieți și fete, va fi să bat Minecraft-ul cu ajutorul lui Crafty. Și dacă n-ați făcut-o până acum, da și voi un like pentru fratele nostru Crafty aici. Să facem cât mai multe like-uri. Nu ne facem de râs, că ăsta are milioane de abonați. Așa că hai să nu-l slugărim degeaba astăzi, lăsați și voi acolo un like neapărat. Ce faci, bă? Gata, ai terminat treaba, puturosule. Ia, hai să vedem cât lemn ne-a făcut. Bă, cam puțin lemn. Ia, eu zic să mai dai o tură. Ia, amuzam cum vorbește, sincer, să fiu un Crafty. Adică, l-au zis și voi? I like that one.
Ia uzi, ce că-i place ăsta. Bine, frate, dacă îți place, dă-i acolo. Bun, mi-am făcut și o pâinică. Avem o grămadă de pâinică. Uite, Crafty, pentru că ești băiat harnic, o să-ți dau și ție o pâine, frate. Da, aia zic și eu. Opa, deja se lasă noaptea? Ok, o să trebuia să mă bag la somn. Crafty, nu știu dacă o să doarmă și el, sincer să fiu. Haide, bă, ne culcăm sau ce facem? Ok, bine, așa ziceam și eu. Bă, du-te și caută-ți alt pat. Nu-i de ajuns că l-am pe cigelul ăsta, trebuie să-l dau la o parte? Hai, ne vedem dimineață. Bă, du-te, bă, de aici, n-auzi. Ha, să nu spui că vrei să te bați cu niște zombi. Ia uite-l, bă, a scos arcul. Băi, nebun. Fii atent că a început să se bată cu un zombie de ăsta mic. Stai așa că te ajung și eu, bă, dar de unde are ăsta arc, bă? Vreau și eu arc. Ia uite-l, ia. Hai, care arc șmecherul ăsta? Asta este la ajuns și eu, zic. Să omor creeper-ul ăsta. Bă, să-mi dai și mie un arc, bă. N-ai să-mi dai și mie un arc? Bă, Crafty. Aoleu, l-a liberit, l-a liberit Skeletorisul. Ok, dar sincer să fiu, nu știu câtă viață are Crafty. Hai, bă, dă-și tu cu... Nu, da, bă, nu aia, dă-n ăsta. Ok, l-am făcut varză pe Skeleton. Hai, mă, că ne descurcăm, facem echipă bună, nu-i așa? Aia ziceam și eu. Ok, hai să scăpăm și de ăștia. Haide, bă, să mă ajuți. Dă-i pe el, Crafty, dă-i pe el. Dă-i, bă, pe el, bun. Hai că-i nimerește vărul Crafty, nimerește, ciuruiește cu barcul. Se descurcă mai bine decât Skeletorisul, sincer să fiu. Opa, dar vine un păișenicu pe la spate. Haide, bă, dai pe el. Bun, mamă, ce săgeată i-a prins. Fii atentă, fii atentă, coboară și creeper-ul. Bă, știi cât timp te bați tu cu aia, eu o să mă duc să mă culc, cred că. Da, pare că își face treaba. Opa, s-a teleportat după mine, deci aparent ăsta vine după mine în continuu. Bun, hai că mă bag și eu la somn, gigele, dă-te la o parte. Bun, și e dimineață, neața Crafty, bă, tu ai stat aici toată noaptea? Nu vreau să faci nimic acum. Oh, uite că am găsit aici o cască. Bă, dai, cam sărăcie în village-ul ăsta, sincer să fiu. Hai să mergem să căutăm alt village ca să facem rost și de al doilea clopot, știți ce zic? Hai, Crafty, hai să mai căutăm un village, mă nenică. Stai că deja văd unul, mi se pare mie sau ai o casă de village în fața acolo? Da, se pare că ochii mei nu m-au înșelat. Mamă, cât de mișto e village-ul ăsta. Uitați-vă și voi câte flori din astea mov sunt puse. Bă, deci village-ul ăsta e prea tare pus aici. Dar hai să găsim și noi clopotul, zic. Mamă, și uite că mai e un village în față. Și chiar și un outpost. Bă, câte village-uri sunt, bă, pe Minecraft-ul ăsta. Ok, uite clopotul, uite clopotul. Hai să luăm clopotul repede, repede, jor. Bam. Și acum hai să-i dăm lui Crafty cele două clopoțele. Să vedem ce o să ne dea la schimb. Îi dăm astea și bam. Oh, mi-a dat niște poțiuni de viață. Ia să vedem acum ce mai vrea oare. Oh, ok, vrea 12 birchwood. Bă, e destul de ușor de făcut. Că uite cât birch e acolo. Ok, dar până facem noi rost de birchwood, hai să-i dăm în cap și lui urâtul ăsta. Haide, mă, mori, mori și bam, let's go. Bun, vreau să fac un topor de piatră ca să mă duc să iau niște birchwood. Ia uite-l pe ăsta, bă, ce face, bă, dansează. Ia uite-te și tu la el. Bă, de unde știi, bă, mișcările astea? Ok, și cât timp o să iau eu birchwood, o să-l punem și pe fratele Crafty să taie niște copaci, aia zic. Lol, și uite cum s-a spawnat ăsta fix aici, vedeți? Hai să luăm și noi birchwood-ul ăsta ca să facem rost de 12 sapling-uri din câte am văzut că vrea. A lot of boring math later. Bun, și a făcut rost de 13 sapling-uri. Gata, 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 Crafty, poți să te oprești, poți să te oprești, poți să te oprești. Bun, hai să-i dăm sapling-urile astea să vedem ce o să ne dea la schimb. Îi dăm frumos pe quest reward și ce ne-a dat? Wow, pe bune, mi-a dat o lopată de netherite. Amă, pe bune, mă, e la mișto. What's up? What's up? Cum adică what's up? Păi, bă, e la mișto cu asta. Ce să fac eu cu lopata asta, doamne? Mi-a dat lopata de netherite, mă, frate. Și mai are și efficiency, unbreaking și silk touch. No, 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 că nu mai fac afaceri cu tine. Păi, pe bune, dar nu mai e la mișto. Ia să vedem acum ce mai vrea. Da, mă, da, de unde să-ți iau eu asta? Mă duc în Ancient City să mă bag cu Warden-ul. Hai, că am înnebunit de tot. Nu mai treci după mine, vine după mine. Ia să vedem, da, chiar, hai să vedem cât lemn a făcut și el. Deci dacă n-ai două stack-uri de lemn, n-ai nicio scuză. Ia să vedem cine de aici. Un stack și jumate. Bă, not bad, not bad. Bun, dar ideea e că mai e un village în fața acolo. Așa că ar fi bine să mergem și până la el să dăm o geană. Așa că hai după mine, Crafty. Bun, am ajuns în village. Opa, ok, bun, bine că e apa aici. Uite, avem și Iron Golem-ul. Wow, și village-ul ăsta are și fierar aparent. Bun, ia, hai să intrăm. Ia, ce e aici la fierar? Oh, let's go, niște obsidian. Mamă, 3 pickaxe-uri, 3 pickaxe-uri de iron am. Și o cașchetă de iron. Mamă, lu mai prost ca asta n-am văzut. No worries, oh, no ce? Stai, pot să lovesc? Ok, pot să lovesc pe Crafty aparat. Și mai cere și scuze ca să se dea la o parte. Nu, n-a fost un accident, ci că ăsta a fost un accident. Wow, acum am observat. What? Putem să-l punem Crafty să ne lumineze calea. Uite, deci tu, i-am dat pe light și gata, ia uite. A, pot să pună torțe. Bă, ce șmecherie. Uite-te și tu, hey, uite-te și tu, pune torțe în continuu. Fiți antenă.
Ia pune și aici torțe. Uite că a pus, voia să pună torța, dar bă, stai, nu mai pune torțe. Dă-i cu sabia. Aia zic. Atacă-i. Atacă-i, bă, Crafty, da, am nevoie de ajutor. Bă, sper să nu moară Crafty, nu cred că poate să moară, nu? E invincibil. Eu ce-i dă cu sabia în cap? Dă-i. O, ce? Nu! Am murit, bă! Bă, frate! Bă, ești ok? Am murit Crafty, bă, ești nebun, bă, trezește-te! Cum îl aduc eu pe ăsta la viață? A zis că are nevoie de ceva pauză, ok, hai să mergem să ne culcăm, poate își revine până mâine dimineață. Sper totuși să nu-l omoare vreun zombie. Te-ai revenit, bă? Ia uite-l, bă, e ca nou, ești nebun? Are 9 vieți ăsta ca pisica, pe bune dacă nu. Știi ceva? Cred că ar fi cazul să batem din nou un Iron Golem. Hai după mine, urâtule! Și acum dă-i în cap la urât. Mori, bă, bun, let's go. Și avem 9 iron. Și ce putem să ne facem noi cu 9 iron? Ei bine, cred că un chestplate ar fi destul de bun. Dar totuși, cred că o să mai am nevoie de niște iron. Așa că hai să găsim o mină și să mergem la minat împreună cu Crafty. Până găsim noi mina, hai să-l punem pe Crafty în modul buddy de pauză. Îi dăm aici take a break. Da, mă, da, ia o pauză. Hai, salut, papa. Mamă, cum s-a teleportat, ești nebun. Și acum l-avem în inventar, după cum vedeți. Crafty, practic, e un item pe care putem să-l folosim cât vrem noi. Ok, am găsit aici un revine, așa că hai să-l spawnăm pe Crafty. Îi dăm brățara prietenii și Geronimo direct în apă. Let's go! Hai, bă, Crafty, vii și tu. Ok, a ajuns și Crafty aici. Opa, asta e așa. Avem zombala aici, dar pare că se ocupă Crafty de ei. Iar eu acum vreau să găsesc neapărat. Uite că avem niște căul aici și niște iron. Let's go. Păi tu ce faci, mă, nebunule? Tu te uiți la mine în timp ce minez? Ia bagă și tu acolo niște mine. Aia zic. Bă, Crafty, hai să mă ajungi pe mine cu păianjenul ăsta. Oh, ok. Poate cu păianjenul celălalt. Hai, pe ăla sper că poți să-l omori și tu. Aia zic. Și fă-ne și nouă niște lumină aici, zic. Hai, pune niște torțe. Bun, eu uite-l, mă, cum pune torții. E prea nebun. Hai, vino și aici și bagă-ne o torță. Hai, mă, pune torțe pe dreapta aici. Bun. Și mai vreau o torță aici. Nu acolo, aici. Na, înțelege-te cu nebunul, pe bune. Ia să vedem, ne-ai făcut și tu ceva iron? Ia să vă dăm tot iron-ul. Bă, vezi că te atacă zombie, dă-i pe ei, bă. Scoate, mă, sabia. Scoate sabia, mă, nebunule. Aia zic, dă-i. Bun. Dă-i și lu' ăsta una. Dă-i pe el. Ok, bun, hai, zi mersi că te-am salvat. Ia să vedem, ne-a făcut și nouă ceva iron? Bă, nu ne-a făcut niciun iron. Bă, nu spune, bă, că nu ne-ai dat pic de iron. Oh, bada. Și avem 15 iron, aparent. Unu, bă, cine-l atacă pe ăsta? Bă, dă-te, bă, de acolo, bă. Băi, nenorociților, de unde v-a spawnat atâția? Bă, ce? Nu! Ok, iar a căzut ăsta la datorie. Soldat căzut pe front, din păcate. Bun, hai să batem noi zombala ăștia. Bă, am murit, bă, dați-vă colo. Să-l apăr pe nebunul ăsta. Bă, poate te ajută o poțiune de asta de viață. Fii atent că l-a ajutat. Gata, bă, gata, putem să-l și regenerăm pe nebun. Bun, am făcut fărnăsul. Iar acum hai să punem tot aerul ăsta la prăjit. Ia să vedem ce mai vrea asta oare să-i aducem. Ia, nou rotten flesh. Păi eu am deja 10 rotten flesh. Ia, hai să-i dăm. Ia să vedem ce o să ne dea. Mi-a dat un scut. Bă, nu e rău. Ia să vedem ce mai vrea să-i aducem. Ok, nu am de unde să-i aduc asta, mă, nebunule. Bun, s-a făcut tot aerul. Iar acum hai să ne facem și noi am o bazuca completă. Din păcate pentru Crafty nu pot să fac armuri, dar nu-i problemă că m-am blindat eu destul. Pare rău, amice, nu știu de ce, dar pe ăsta chiar nu pot să pun armuri, băieți și fete. Adică dacă vreau să-i pun casca asta, nu merge să-i pun efectiv. Bun, și acum că suntem am o bazuca completă, zic să mergem în Nether să facem rost de niște blaze-uri. Bun, și am revenit înapoi la primul village unde avem un portal. Ok, o să trebuie să spargem noi crying obsidianul ăsta. Și uite că am mai găsit și aici niște obsidian cu încă niște flinturi. Și aveți toporul ăsta, are sharpness 3. Ia că-l tragem noi pe dreapta. Și acum trebuie să spargem noi crying obsidianul ăsta ca să-l punem obsidianul nostru și putem să facem portalul. Ok, asta o să dureze ceva. Bun, am spart obsidianul, iar acum hai să punem noi obsidianul nostru. Bă, sper că fac bine ce fac. Bam și bam și acum putem să ne facem frumos un flint and steel și să încingem frumos portalul. Let's go. Ok, cu metre, ești pregătit să mergem în Nether? Băi, asta e așa un pic, hai să-l facem din nou item pe băiatul ăsta, îl facem frumos item. Hai, salut! Ia uite-l ia cum s-a transformat și acum hai să mergem cu el în Nether, let's go!
Ok, iar acum o să trebuiască să găsim neapărat un fortress. Ok, am găsit fortress-ul, mamă, câți blazemani sunt acolo. Ok, ok, vreau să mă retrag puțin. Hai să-l spawnăm și noi pe Crafty. Aia zic, îi dăm brățara prietenii. Opa, și ne atacă un guest. Mamă, cum l-am liberit. Bun, ce vreau să facem aici? Hai să vii cu mine să batem niște blazemani. Bun, dar nu pe aia, că sunt foarte mulți, efectiv. Bun, trebuie să aterizăm neapărat pe fortress-ul ăsta. Oh, nu, oh, nu, oh, nu. Am luat foc, am luat foc. Sper că n-a luat și Crafty foc. Ok, Crafty pare să fie în regulă. Opa, stai așa că Crafty se bate cu ăștia pe aici. Stai așa, amice, că te ajut și eu. Dă-i pe ei. Bun. Am bătut primul Blazeman și cred că a bătut și el unul. Dar noi trebuie să găsim acum spawnerul neapărat. Trebuie să facem rost de cât mai multe blazuri. Opa, hai că a găsit spawnerul. Let's go, hai să ne batem cu ei. Dă-i pe ei, dă-i pe ei, mă nenică. Bun, bun, bun. Și let's go. A zis Crafty că vine și el. Mamă, dar aici cam încet, frate, pe bune. Ok, ok, hai să o dăm pe ăsta. Hai, ajută-mă, ajută-mă, dă-i, dă-i pe ei, dă-i pe ei, bun. Ok, uite că s-a mai spawnat unul aici. Mori? Hai, ajută-mă, bă. Dă-i cu barcul, că eu n-am de la, n-am de la. Ok, stai că mai am super puțină viață. Bun, o să-mi dau un instant health de ăsta. Opa, stai că ăsta se bate cu un Wither Skeleton. L-a omorât. Ok, vreau să-l bat pe ăsta, trecim cu acei. Bă, dar nu ne dropează și la niciun blaze rod. Opa, ia de aici, amice. Watch out, watch out, watch out, dă-i pe ei. Bun, și avem primul blaze rod. Al doilea blaze rod, let's go. S-a mai spawnat încă unul, sper că se ocupă Crafty de el. Dă-i pe el, mănerică. Ucide Crafty în cap. O, stai să te ajut, bun, let's go. Ok, s-au mai spawnat încă doi băietani pe ei, trei blaze roduri. Come on, dă-i pe el. Opa, s-au spawnat băietanii, s-au spawnat băietanii, let's go. Nu, nu, nu. Nu, cred că Crafty e resti pe peronii. Hai că facem, ne descurcăm și fără el. Dă-i, 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 dă-i la blazeman. Bun, avem 6 blaze roduri deja. Și Crafty al meu, cred că e pe jos. Ia o tălbă, frate, bă, nu te sufăși, bă, acolo. Bă, ridică-te, bă, de acolo. Mama, hai să dăm niște instant health pe amândoi. Ok, am aruncat cu instant health-ul și și-a revenit boiul. Ok, s-au spunat și blazemanii. Dă-i pe ei, 7 blaze roduri. Dă-i, dă-i, dă-i și pe ăsta. Bun, 8 blaze roduri, let's go. Putem să plecăm de aici în sfârșit. Bun, iar acum mai trebuie să facem rost de perle pentru enderaiuri. Cum adică ai tu enderaiuri? Păi și noi de ce am mai venit până aici? Nu puteai să zici din prima? Being funny. A, era amuzant. Come on, ăsta mai ia la mișto. Scoate enderaiurile alea. Hai mă, pe bune, ai stat cu astea după tine și noi am venit până aici să luăm blaze roduri degeaba? Yes, da, bine că mă e la mișto acum, ci că iau-te-l cum dansează acum. Bravo, mă. Bine că aveai 16 enderaiuri și n-ai zis nimic. Știi ceva, nici nu o să te ajut cu Wither Skeletonul ăla. Da, nu o să te ajut, nu o să te ajut. Ok, bine mă, hai că l-ajut, hai că l-ajut. Mamă, stai să nu mă omoare și pe mine. Bă, ești bine, bă? Mamă, acum trebuie să-l aștept să se trezească. Nu putea să zică din prima care e enderaiuri. Haide, bă, frumoasa adormită. Îți dau o pâine să mănânci. Aia zic. Eu uite-l, bă, ce s-a trezit la mâncare de bună. Bun, hai să-l facem din nou item pe ăsta. Take a break, n-auzi? Hai, noroc. Ok, am ajuns înapoi la portal, băi și fete, hai să mergem la portal, iar după să mergem la dragon și să vedem dacă Crafty o să ne ajute în bătălia cu dragonul. Bun, suntem înapoi în overworld, cred că ar trebui să mă bag și eu la somn mai întâi. Bun, let's go, hai să dăm primul ochean să vedem încotro e portalul. Ok, încolo trebuie să mergem și let's go, nu s-a spart ochianul, așa că hai să-i dăm înainte spre stronghold. Ok, hai să mai dăm un ochean aici, what, deja a luat-o înapoi? Mă, ce? Ok, eu aproape că am ajuns înapoi în village. Hai să mai dăm un ochean. Ce? Tot spre village? Mă, pot să jur că a arătat în direcția aia prima dată. Să nu spui că e stronghold-ul fix la village-ul ăsta. Ok, mai dau o dată un ochean. Ok, tot încolo. Deci sunt fix lângă portalul de nether, băie și fete. Ia să vedem. Tot încolo? Bă, a arătat încolo prima dată. Mă, ce se întâmplă aici, mă nenică? Ok, mai dau un village. Na. Ok, cred că s-a dus în jos. Bă, s-a dus în jos. Bă, să nu-mi spui că portalul e fix în village-ul unde am stat. A, uite aici, uite aici ochianul. De ce a luat-o înapoi? Bă, deci stronghold-ul era fix sub nasul meu? Nu pot să cred că e fix aici. No, hai să-i dăm în jos. Deci eu nu pot să cred așa ceva. Refuz să cred că e stronghold aici jos. Na, poftim cultură. Bă, era stronghold-ul fix sub nasul meu. Ce mă, ești de bun? Doamne, cât noroc să am. Ok, acum hai să găsim portalul ăla, zic. Unde o fi portalul? Ok, ok, am dat de-i doi zombalei. Bă, știi ceva? Cred că aș avea nevoie de o mână de ajutor. Crafty, hai șo pe ei, bă. Dă-i pe ei cu metre.
Hai, rupe-l, aia zic. Ok, hai să vedem unde e stronghold-ul. Oh, ok, a găsit stronghold-ul. Mamă, de ce un zombie fix aici? Dă-i pe el, mori. Bun, hai să spargem spawnerul de șobolănei. Let's go. Și n-avem niciun ochean pe portal, dar nu-i problemă. Bă, crafty, hai să punem noi toate ochianele. Bam, 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 bam și bam. Și ești pregătit, amice, să mergem în end, să batem dragonul? N-am auzit un nu, așa că hai, let's go. Ok, bun, uite-l și pe crafty exact aici. Oh yeah, let's go get some dragon. Iauză, cică, oh yeah, let's go get some dragon. Haide, mă, să luăm niște dragoni la cină. Haide, mă, mister. Da, 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 cu covorul roșu să fac, ești nebun? Ia uite, mă, și makerul, mă, lasă pe mine să fac. Cred că eu am ajuns sclavul lui pe bune, dacă nu. Bă, dar eu acum am realizat un lucru. Eu n-am arc, frate, numai crafty are arc. Și în loc să dea și el după cristalele alea, el dă după dragon. Mamă, da, are o țintă pe bune, dacă nu. Hai, care țintă crafty, dacă e ceva? Oh, i-a dat un hit. I-a dat un hit. Oh, dar uite că ăsta poate să-i dea hituri la dragon. Bun, acum o să trebuie să rezolv toate cristalele astea și trebuie să folosim metoda cu apa ca să ne cățărăm la ele. Bun, am ajuns la cristal. Bam, bam și bam. Bun, hai să coborăm frumos de aici. Let's go. Și acum mai am o grămadă de cristale de spart. A lot of boring math later. Bun, ăsta ar trebui să fie ultimul. Let's go. Mamă, stai că mă omoară dragonul. Nu, 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 nu. La fix. Hai, Crafty, ești pregătit să-l batem odată? Știi, ai putea să-ți folosești și tu barcul ca să dai în el, zic și eu. Dar nu prea pare că mai are chef de luptă, Crafty. Ok, hai că-i dau eu la căpățână, poate-ți fac poftă să-l lovești. Ok, hai că a început și el să-l atace în sfârșit. Haide, mă, ajută-mă, bun, altfel parcă în doi. Dă-i pe el, mă, nenică. Ia uite, bă, ce-l liberești, ești nebun. Vezi că-i prinde săgeți, Crafty. Ia, ia, hai că a coborât. Bun, uite că-i bagă săgeți acum. Și eu mă bag cu sabia, el dă cu săgețile. Și eu o să facem un combo perfect. O, ce-i dă cu săgețile? Dă-i, dă-i, dă-i cu săgețile. Hai că eu dau cu sabia, bam. Hai că mai are super puțină viață. Ok, tot îl liberește, bravo, bă. Mamă, vreau să-l las pe Crafty să bată dragonul. Deci, pe bune, dar nu o să dea el lovitura finală. Bă, ce-l liberește? Fii atent ce săgeți-i prinde. Ok, ok, hai, coboară iară dragonul, iar i-a prins săgeată. Bun, hai că-l ajut și eu. Bam, bam și bun, l-am omorât. Nu știu dacă l-am omorât eu sau l-am omorât el, dar nu mai contează. Și a bătut Minecraft-ul, băi și fete, alături de sclavul ăsta, prietenul meu, Crafty. Așa că, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați în caz că n-ați făcut-o. Bă, lăsați cât mai multe like-uri, ăsta are milioane de abonați, să nu ne facem de râs. Ok, iar noi o să ne vedem data viitoare. Salut!